Bun găsit, dragi telespectatori! Vom vorbi în această seară puțin mai mult despre politică. Știți că înainte de alegeri mereu se fac alianțe, se desfac, partidele cumva încep să se reorganizeze. Vom vorbi astăzi despre PNCCD, pentru că este așa un mic conflict artificial, aș putea eu spune, iscat, între președintele partidului de la centru și cei care fac parte din acest partid, și mă refer aici la europarlamentarul Terheș. Țin să amintesc că de fiecare dată când am vorbit despre PNCCD i-am avut pe rând în această emisiune, însă de această dată am considerat că e oportun să discut cu președintele PNCCD de aici, de la Gorj, domnul Matei Catrinoiu, să ne spună ce s-a întâmplat și ce înseamnă pentru partid această alianță pe care domnul Pavelescu vrea să o facă cu domnul Dragnea. Pentru că să nu uităm că și în APP au luat-o spre acest partid o grămadă de nume mari din PSD. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Este adevărat, marele partid istoric, Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, în cei 33 de ani de după Revoluție, acest partid întotdeauna a făcut obiectul unor atacuri fără precedent, atacuri îndreptate atât împotriva persoanelor care erau la vârful conducerii, cât și împotriva partidului în general. Este adevărat, partidul este un organism viu. Orice se întâmplă într-un partid se discută și trebuie, toate problemele acestea trebuie rezolvate în forurile de conducere, forurile legale ale partidului. N-aș vrea să fac un caz din tot ceea ce se întâmplă în PNCCD. Toate lucrurile acestea se vor rezolva în modul în care, așa cum s-au iscat, așa se pot și rezolva. Problema este următoarea. Faptul că unii văd într-un fel, alții văd într-alt fel, nu dă posibilitatea nimănui de a fi mai presus de lege. Fiecare dintre noi trebuie să ne supunem statutului partidului și organelor care formează și împreună coordonează acest partid. Este adevărat că au fost numeroase discuții între și încă mai sunt, da, președintele partidului, domnul Dragnea, Ștefănescu, domnul Terheș. Toate lucrurile acestea se pot rezolva cu mult tact, multă înțelegere și multă diplomație. Este adevărat că partidul nostru a fost și este curtat de o serie de senatori și deputați. Noi trebuie să avem deschiderea către aceste persoane, indiferent de modul în care fiecare dintre noi vedem lucrurile. Nu trebuie nimeni să se teamă că dacă vin senatori, deputați, pierde vreo funcție sau nu știu ce se întâmplă. Că de fapt, venirea unor oameni care sunt în forurile legislative ale țării este un lucru foarte important. Ei au fost aleși. Evident că dacă nu le-a mai convenit o anumită barcă, pot să o schimbe în conformitate cu legea. Deci, dacă legea le dă voie să se întâmple acest lucru, atunci se va întâmpla. Ca membru fondator și cel care a pus bazele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat în Gorj, în perioada aceea destul de tulbure, cu
chiar cu prețul vieții, pot să spun, pentru că eu am fost vânat ca un om care pur și simplu le stătea în gât. Aș vrea să amintesc aici doar una din fazele în care în anul 1990, în campanie electorale, așa, aflându-mă cu mașina proprie, pentru că nu avea curajul nimeni să meargă cu mine, eu mă duceam singur, am fost așteptat la Palma Minerului, cum să trebuie să vină de la Mătăsari, mi-au pus sârmă ghimpată peste drum, mi s-a înțepat cauciucul din spate, am încercat să o ridic, a venit o mașină 31 Gorj 809, condusă de șoferul model, că nici nu mai știu dacă mai trăiește, a pus în mașină și vrea să mă împingă în prăpastie, că era o mare prăpastie atunci în zona aia, cu mașină cu tot. Șansa mea a fost că n-a apucat să o ridic de tot pe cric mașina, că altfel mi-o putea împinge foarte ușor. Și între timp a apărut un belaz. Cineva care s-a luat după mașina respectivă. Ați făcut reclamație atunci? Da, am făcut reclamație atunci. Cunoșteam foarte bine pe comandant. Să nu mai dăm nume, da. Da, comandantul circulației. Am fost la dumnealui, a căutat cartoteca și zice: domnul Catrinoia, 31 Gorj 809 este radiată de mult din evidențele circulației. Interesant, adică modul în care se practică lucruri... Pentru că era vecinul meu la bloc, da? Dumnealui venise din alt județ, din Neamț, zice: aveți doi copii ca doi îngeri, liniștiți-vă că ăștia vă pun capul. Nu m-am liniștit, am mers mai departe. Iar o altă fază dureroasă, mi-au dat foc casei și mama mea a dispărut, deci, în incendiu. Bănesc că asta v-a făcut și mai vehement în a rămâne în acest partid, care și n-a fost de foarte multe ori la guvernare. Și o altă chestiune foarte dureroasă pentru mine, inclusiv familia a avut de suferit, pentru că o perioadă de mulți ani, soția mea, ajunsă judecătoare, a fost dusă la judecătoria, la Tribunalul Botoșani. Să stai cu doi copii mici nu a fost ușor, dar am trecut peste toate lucrurile acestea cu răbdare, cu înțelegere. Am aflat și cine mi-a torturat părintele și ăsta. Deci eu nu mă plâng. Da, dar înțeleg. Faptul că... Expuneți un fapt, da, în România. Da, dar acești oameni care au lovit și încearcă să lovească în continuare PNţCD-ul se vor lovi de mine ca de o stâncă, pentru că nu voi înțelege de acum încolo pe nimeni care calcă strâmb față de acest partid. De-aia spuneți-mi, de ce sunt tensiunile astea acum? Adică le e frică cumva celor din PNţCD de modul în care poate domnul Dragnea și dumnealui vor ajunge mâine pe mâine să pună monopol pe partid? Adică se gândesc la o alianță de care din două partide se va face unul sau ceva de genul ăsta? Deci în ceea ce privește acest lucru, nu treaba cu Dragnea a deranjat foarte tare, ci aducerea celor 10 sau 14 senatori și deputați care au plecat odată cu dânsul în partid. Probabil, ce nu le place, cineva, imagine? Probabil, păi nu, că deci sunt încă discuții, probabil că cineva o fi zis din conducerea partidului: domnule, ne pierdem funcțiile, ne pierdem ce n-am avut. Deci problema este ca, indiferent de vrerea noastră, fiecare dintre noi nu însemnează nimic. Partidul însemnează totul, pentru că acest partid a plătit tribut cu 300.000 de suflete, da? Printre care și părintele meu. Eu nu pot să suport și să văd cum unii oameni își abrogă niște lucruri pe care
nu le merită, pe care nu le au și care pot să ducă în râpă partidul. Știu că aveți o relație foarte bună și cu europarlamentarul și cu președintele de partid. Ați încercat să stați de vorbă cu dumnealor în această perioadă? Bine că e și foarte scurt de când s-a anunțat că se va face o alianță și imediat da. Așa a fost un butoi cu pulbere. Problema este de natura următoare și nu știu dacă putea să deranjeze pe cineva. Eu știu un lucru că la îndemnul domnului Dragnea europarlamentarul Terheș a fost negociat și s-a făcut acea alianță prin care a promovat ca europarlamentar. Nu cred că cineva dintre noi are ceva cu domnul Dragnea, dar singura chestie care a deranjat în timp și asta a fost această, unii și-au dorit. Sincer să fiu, eu nici n-am știut de treaba asta, am fost pus în fața faptului împlinit. Aflați așa tot din presă. Da, am aflat din presă, am aflat pe urmă în cercul, am discutat da. Cu ei partidului, da. Și vedeți noastră, oamenii trebuie să înțeleagă că mai presus de noi, partidul este un organ viu și tot ceea ce se întâmplă, lucrurile trebuie puse și făcute cu că acum, dacă n-am făcut pașii care trebuia în momentul în care noi am fost aruncați în afara Parlamentului, pentru că din 2000 noi n-am prea avut de-a face cu Parlamentul și asta, este foarte grav. Și eu condamn pe toți aceia care au părăsit partidul la greu. În momentul în care ei și-au făcut treburile și au rezolvat familiile și au rezolvat copiii, rudele și prietenii și așa mai departe și să uiți de partid este foarte greu. Nu v-a tentat niciodată o funcție acolo la centru? Eu sunt vicepreședinte. Sunteți vicepreședinte, dar știți unde tinde întrebarea da. Mea, undeva mai sus. Așa, eu vreau să vă spun următorul lucru. Faptul că la cererea domnului Coposu, pentru că tatăl meu a stat 8 luni de zile în celulă cu dumnealui, m-a rugat insistent să merg la București. Să merg la București pentru că este nevoie de mine. Vreau să vă spun că am refuzat tocmai pentru faptul că mama mea încă trăia, ea și-a închinat întreaga tinerețe și viață mie, să rămâi la 10 ani fără tată și să-ți joace la ruletă alții soarta, evident că este foarte greu și dureros. Iar unii care văd că încearcă să facă tot felul de lucruri, tot felul de jocuri, tot felul de minuni și astea, nu mai ține. Nu mai ține de ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, oamenii s-au săturat să afle tot felul de lucruri despre unul, despre altul, tot felul de discuții care nu-și au rostul. Da? Problemele majore sunt astea. Domnilor, bun, dacă suntem hotărâți să facem o asociere, să o facem. Eu le-am deschis poarta APP-ului. I-am găzduit în sediul PNCCD-ului. Deci nu poate mie să-mi impute nimeni ceva că am făcut eu lucruri necugetate. Dar problema este natura următoare. Lucrurile astea se fac bine gândite, bine bătute în cuie, de așa manieră încât, așa cum a fost Convenția Democratică, să ai și succesul mai departe. Dacă, și o vă spun la modul sincer, cum gândesc eu și cum e bine, pentru că la experiența mea, nu cred că are vreunul din cei care există acum în PNCCD, dacă aduci o infuzie, exact ca într-o întreprindere, când infuzezi capital, ai rezultate. Nu infuzezi capital, nu ai rezultate. Deci, acei oameni care veneau,
Normal că au fost aleși de niște oameni, da? Nu au fost, indiferent impuși. Din ce județă, nu au fost impuși, au fost aleși. Ei, atunci, problema aceasta trebuie rezolvată cu mult tact, cu multă răbdare. Există loc pentru toată lumea, nu-și pierde nimeni nicio funcție, nimic. Credeți că vor pleca membrii acum? Mai ales, nu știu, vă întreb aici la Gorj, pentru că dumneavoastră, cumva, chiar și în condiții grele, ați mai scos un viceprimar într-un loc, poate un consilier în altul. Da, da. Problema este de și le-am explicat. Oameni buni, mergeți pe ideea următoare. Niciodată în politică nu trebuie să vă duceți cu mâna întinsă, mie ce-mi pică. Păi de așa s-a întâmplat, domnul Catrin, noi știm cu toții și în toate partidele. Lucrul nu? Acesta s-a întâmplat în toate partidele și probabil și pe la noi, pe undeva prin punctele esențiale. Nu vedeți că și în administrație s-a politizat totul? Și vedeți dumneavoastră, politica este și o artă a compromisului. Poți să faci compromisuri, poți să negociezi absolut orice în afară de principii. Dar nu vedeți că a devenit o artă a conversației, că până la urmă peste tot pe unde te duci și întâlnești fel de fel de oameni, toți mai mulți sau mai puțin sunt implicați în politică, dacă nu ei rudele sau prietenii sau vecinii și așa mai departe? Eu am avut și am dese întâlniri cu oameni de cea mai bună calitate și vreau să spun așa, de fiecare dată dumnealor critică. Și le-am spus dumneavoastră, nu aveți dreptul să criticați. Păi de ce, domnul Catrin, să nu criticăm? Pentru că dumneavoastră n-ați învățat un lucru, da? Că trebuie să vă implicați. Iar rădăcina, iar rău trebuie tăiat de la rădăcină și scos, pentru că altfel nu se poate. Dumneavoastră, oameni de cultură, oameni cu multă carte, oameni de știință și astea, implicați-vă, oameni buni, pentru că altfel ajung în structurile de conducere a partidului tot felul de partidelor, tot felul de, iertați-mă expresia, de hahalere, care nu știu decât regula adunării. Ei nu vor ști niciodată să facă regula scăderii. Eu vreau să spun că eu am dat totul acestui partid. Dacă există statui făcute din București și din țară pentru Iuliu Maniu, Cornelu Coposu, Ion Mihalache, toate acestea au fost condamnate și făcute din bronzul dus de către mine, dat la vremea respectivă prin 90 de bunul meu prieten Cornea Gheorghe, bronz de la roțile dințate la excavatoare și la asta. Le-am dus la partid, le-am donat fără a cere absolut nimic, în memoria martirilor acestui neam. Pentru asta eu sunt în partid. Pentru a face și a aduce mai departe ceea ce au lăsat înaintașii noștri, oameni de cea mai înaltă valoare moral-volitivă și oameni de caracter. Propun să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim, doamnelor și domnilor, și continuăm această discuție. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
Să tunzi iarba cu o motocoasă Stihl este atât de simplu încât nu-ți dai seama când ai terminat de cosit în propria grădină. Noroc cu peluza vecinilor, sar gardul și continui treaba. La distribuitorii autorizați Stihl poți găsi prețuri speciale recomandate la gama de motocoase. Începe sezonul de cosit cu motocoasele Stihl, acum și cu acumulator. Pentru oferta completă, planuri pentru vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino acum în magazinele Eurosport. În Târgu Jiu, strada Victoriei, bloc A, parter. Complex Eurosport, calea București numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnul Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Vino și califică-te în unul din cele 10 sedii ACCRC Internațional din țară. Portofoliul nostru de cursuri este pregătit pentru tine. Avem o gamă largă de peste 150 de cursuri pregătite să te inițieze în noua ta carieră de succes. Fie că dorești să pornești o firmă sau vrei să înveți tainele bucătăriei sau contabilității, noi îți stăm la dispoziție. La final vei primi diploma recunoscută de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. Relații la sediul din Târgu Jiu, județul Gorj, strada Traian, bloc 9, birou 4, parter, la numerele de telefon 0353 418580, 0761 909534 sau pe www.accrcinternational.com. Ansamblul rezidențial Coloane Park, situat pe strada Tudor Vladimirescu numărul 129, lângă parcul Coloanei fără sfârșit, vă oferă locuințe moderne cu spații de recreere generoase, lumină naturală din abundență și o priveliște unică, spații comerciale și birouri pentru închiriere sau vânzare. De asemenea, în cadrul complexului regăsiți restaurante și cafenele, spații de joacă pentru copii, promenadă, parcuri individuale, servicii pază și monitorizare 24/24 și multe altele. Află mai multe pe www.coloana-park.ro și la numerele de telefon 0741 252627 sau 0756 165513. Vrem ca visul tău să devină realitate. Mulțumesc pentru diminețile liniștite. Mulțumesc pentru zilele de luni și pentru duminică. Pentru clipele petrecute cu prietenii. Motivație, voie bună, plimbările de sculț prin iarbă, pentru toate momentele plăcute oferite de Husqvarna Automower. Mulțumesc Robi, mulțumesc Husky, mulțumesc Blade pentru gazonul tuns perfect. Găsește robotul tău inteligent în magazinele Raico, distribuitor Husqvarna din orașele Târgu Cărbunești, Novaci, Turceni, Padeș, Târgu Jiu, strada Victoriei numărul 112 și la telefon 0253 210 736. Raico, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Vrei să schimbi acoperișul? Construiești o casă nouă și vrei acoperiș durabil și ușor? Cu o experiență de 15 ani în domeniul acoperișelor, noi suntem soluția. Vânzare și montaj acoperișe cu țiglă metalică, tablă fălțuită, polată metalică, sistem de drenaj, gamă largă de culori, texturi, grosimi, modele și material titan-aluminiu. Garanție pe viață. Măsurare și proiectare acoperiș, iar execuția materialelor în funcție de cotele acoperișului dumneavoastră. Transportul este gratuit, iar montajul opțional. Lucrări de referință, de la cele mai simple la cele foarte complexe. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0747 017 083 și la adresa de e-mail acoperisoltenia@gmail.com. Revenim, doamnelor și domnilor, la tensiunile care apar în partidele politice. Iată, la un an, doi, până la viitoarele alegeri, am discutat, domnul Catrinoiu, despre ceea ce se întâmplă acum la PNCC de la nivel de centru. Și vă întreb aici, în județ, cum stau lucrurile și mai ales, în opinia mea, așa consider eu că este un sacrificiu la un moment dat în viață să alegi să fii politician, pentru că nu este deloc ușor să te menții vertical într-o societate în care fiecare își dă cu părerea. De multe ori numele tuturor le vedem terfelite prin ziare, asistăm la tot felul de, cum ați spus și dumneavoastră în prima parte a emisiunii, la atacuri
vis-a-vis de, de viața și de bunul mers al unui om în societate. Și cu toate astea ați rămas vehement atâția ani, zeci de ani în acest partid care, cum spuneți dumneavoastră, n-a mai fost de mult la guvernare. Vreau să vă spun următorul lucru. În momentul în care un copil, pentru că un copil eram la vremea respectivă, și pierde părintele, în toată perioada respectivă, până când s-au curățit toți cei care mi-au omorât părintele, n-am stat o secundă și m-am războit încercând să pun pe tapet. Evident că și-au pierdut în decurs de 4-5 ani, au dispărut toți, inclusiv procurorul general care era implicat în soluționarea dosarului părintelui meu. Pe ce au făcut? Au plecat peste hotare? Sau ce li s-a întâmplat? Nu au plecat peste hotare. A murit trăznit, a murit de cancer. Da, da, cum zic deci, că... Deci da, legea, e... legea divină... Legea universului, da. Legea divină mereu o, și o bunul Dumnezeu și mi-a pus mâna în cap și mi-a alinat durerile mele. Dacă se poate spune așa... Nu putea fi o alinare pentru că eu până la 20 de ani am umblat mereu plângând. Și nu erau psihologi pe vremea aia. Emoțiile mele sunt foarte mari pentru că mă uit acum cum sunt, au fost din 90 încoace au fost tratați țărăniștii. Noi am fost vânduți în nenumărate rânduri. Partidul nostru a încercat să fie o emblemă și un partid care să își respecte cuvântul, nu aceeași sprijin, aceeași mod de a pune problemele au făcut alții cu noi. Vreau să vă spun că în 1992, când se formase pentru prima oară convenția, eram în anticameră la Coposul, toți președinții, printre care și eu, președinții de județ. În acel moment a apărut Radu Câmpeanu cu dita mai Badiguarzi, el era vicepreședinte la Senat, băiatul, și a refuzat categorii pe Cornelu Coposu, care a spus: Radule, am înființat convenții, hai să mergem cap-coadă, câștigăm alegerile. N-a vrut, pentru că el a fost plătit din altă parte. Se zvonea la vremea respectivă o sumă imensă, 100 de milioane de dolari, a făcut banca Albina, s-a dus și uite, la modul ăsta a fost păcăliți. În 96 noi am pus liberalii, în 92 au rămas, o parte din liberal s-a rupt și a rămas ramura tânără a liberalilor, în care era Tăricianu și alții, Stoica, și în 96 i-am pus în barcă, iar în 2000 ne-au părăsit și au zis că ei n-au fost la guvernare. Ei, deci lucrurile acestea... Rău nu și-l asumă toată lumea. Noi ne-am asumat în întregime acea guvernare, care zic eu că a fost o guvernare bună, printre care la guvernarea respectivă și la promovarea ca și prim-ministru la vremea respectivă, un rol hotărător l-am avut eu, pentru că am dus bani pentru campania electorală, am să vă aduc odată ziarul să vedeți câți bani s-au dat de la Gorj pentru campania electorală pentru Radu Vasile. Care, deci asta al care... nu mai e o noutate că există sponsori în toate partidele și păi oamenii... Nu, că aveai, ne-am încadrat forme legale. Cu forme legale. Ne-am încadrat în așa și Radu Vasile mi-a zis că e gorjan, am constatat că este gorjan și l-am sprijinit de a ajuns prim-ministru. Cum vedeți treaba asta? Că tot ajunsărăm la bani pentru campanii. Treaba asta că sunt finanțate din banii românilor numai partidele mari, partidele care fac prag. Cele mici sunt tot la stadiul la care vorbiți dumneavoastră acum. Este cea mai mare dramă pentru poporul român. Nu că nu suntem noi plătiți, ci pentru că acești oameni
plătesc, primesc de la bugetul consolidat al statului în fiecare an 250 de milioane de euro. Și poate nu e în simpatia mea un partid, zic și eu așa. Gândiți-vă, în 4 ani de zile ei deja au luat 1 miliard de la bugetul consolidat al statului. E normal? Nu este normal. Nu este normal. Este un genunchi pus pe grumazul partidelor mici, care cred că au destui oameni de calitate, aceste partide așa zise mici, dar această modalitate de a judeca niște bani și de a guverna dând legi ca să poți să obții aceste fonduri este impardonabilă și ar trebui ca acești oameni să gândească încă o dată că banii respectivi sunt ai poporului român, nu al partidelor politice. Dacă ce să vedem noi, poporul român? Că până la urmă și eu și dumneavoastră, chiar dacă faceți parte dintr-un partid, cum spuneți, mai mic, suntem români, nu? Avem așa avantaje de pe urma partidelor politice. Avem poate avantaje de pe urma unor oameni care sunt în actul guvernamental și să-i specific pe aceia care se îndreaptă către problemele românilor. Pentru că marea majoritate a românilor ajung la concluzia sau au ajuns, pentru că nu mai vin la vot, se spune că pe ei nu îi reprezintă nimeni în guvern sau la ministere sau și mai rău, uitați-vă la... Pentru mine este foarte dureros, pentru mine, ca individ, ca om, care o viață m-am chinuit cu tot felul de jmecheri și de bandiți, pentru mine este dureros să mă uit cum noi... Vai mama noastră, intervenim și dăm, că dăm noi ajutoare, că facem pentru alții. Dar poporului român, ce ajutoare îi se dă? Poporului român îi se va lua și vor veni perioade groaznice. Pentru, gândiți-vă și dumneavoastră, deja a ajuns la peste 9 lei motorina, benzina și toate lucrurile acestea. Alimentele au un alimentele, preț gazele, doare capul. Alimentele, gazele și toate lucrurile acestea. Deci oamenii ăștia trebuie să gândească că nu putem împrumuta și să o facem datoare pe zeci de generații de acum încolo ca să plătească împrumuturile copiii și noștri. Astea. În loc să dai acest miliard către ăsta, bagă-l, domnule, în investiții. Pentru că orice investiție într-o crearea de creează loc de muncă, locuri de muncă, creează oportunități de producție. Da? Tinerii n-au unde să lucreze. Problema aceasta pentru mine este zguduitoare. Sunt atât de nemulțumit sufletește când văd că cele mai bune produse agricole pe care le fac românașii noștri, atât din produsele de la animale, brânză, ouă, lapte și așa mai departe, cât și produsele agricole. Acești oameni au înnebunit. Nu se poate așa ceva. Am mai spus odată la dumneavoastră. Să vedeți când au venit ploile și după războiul ăsta din Ucraina și toate lucrurile acestea. Din nou, ploile acestea care... Contaminate, ziceți, contaminate de la bombardamente și ce contaminate cu uraniu, dărâmă tot. Oamenii aceștia nu au găsit și nu au făcut cercetare pentru anihilarea acestor efecte asupra plantelor pentru a da posibilitate românilor să își creează, să-și pună un porumb, o fasole, un grâu, un ardei, roșii și așa mai departe. Tomatele nu le mai poți face afară. Pentru că în momentul în care vine ploaia, înnegresc toate, se ard. Majoritatea datorită... așa au câte un mic solar, așa. Nu? Marea majoritate, printre care și eu, am făcut solar pentru nevoile personale. Ați mai cultivat ceva pe teren sau nimic? Am și pe teren, dar pe teren altceva. Roșii, sfecle, praz, ceapă. Ce nu e așa de afectat, așa, înțeleg. Ce nu e afectat.
Și mie nu mi-e rușine să spun că fac lucrul acesta. Am pus căpșuni, pomi și așa mai departe. Dar ce credeți că eu nu mă duc la țară să... Așa. Nu știu, să strâng fânul sau să fac și eu ceva oamenii, pe acolo? Oamenii trebuie să înțeleagă. Domnule, sunt posibilități pe fonduri europene. Probabil, după ce se vor mai liniști un pic lucrurile acestea, se vor da din nou drumul la fondurile europene. Eu știu ce spuneți dumneavoastră, dar și ce spun oamenii. E greu. Da, voi sprijini foarte mulți oameni cu proiecte ca să poată să le ia acceseze, și da, să facă lucruri în folosul lor, al copiilor lor, și să dea de lucrul ăsta. S-au pierdut extraordinar de mult. Vreau să vă dau un exemplu. Până acum, laptele și astea era plătite la prețuri de nimic. Deci, un litru de lapte era sub o jumătate de apă plată, da? Ăla era 2,50, o apă este 3 lei sau 4 lei în anumite cazuri. Nu se poate acest lucru. Vreau să vă spun că dacă acești oameni erau sprijiniți, se găseau niște soluții fantastice, dar oamenii, și mă adresez primarilor, să-și formeze, domnule, niște persoane care să facă proiecte pentru fiecare localitate din comună, gratuit, și să-i sprijine să ia banii. Vreau să vă spun ce nu știu amărâții de oameni, da? Cresc oi, cresc capre. Și eu am avut vreo 300 de capre și datorită faptului că oamenii nu le place, nu le-a plăcut munca așa asta. Era mai ușor să bea, nu găseați o forță de muncă. Sigur că da. Mai ușor să bea, să n-aibă grijă de... Trebuie să vorbim și despre asta. Problema este de natura următoare. Deci, cel mai bun produs... Nu e carnea, nu e iedul sau mielul, nu e lâna, este acel excrement de capră și de oaie. Se împachetează și în Germania e peste 15 euro kilogramul de, nu kilogramul, 5 kilograme, pungi de 5 kilograme la 520 de euro. Îngreșământ natural. Și asta. Acum, gândiți-vă, nu vreau de unde câți, se iau oamenii. Gândiți-vă câți bani... erau niște mașini de însăcuit, își pardosea, își betona acolo așa și le strângea, se usca și e o mică fabrică care producea lucrul acesta și le aducea venituri fantastice. Și cred că... nici nu mai era nevoie să-și vândă mei sau lucrurile acestea. Da, dar s-a ridicat, s-au spus punctul pe ea, s-a ridicat o problemă majoră. La țară, la sat, e foarte greu să găsești forță de muncă. Nici la legat de vie sau la săpat de vie sau, nu știu, să iei pe cineva, colinzi tot satul și nu găsești. Că nu mai găsești. Consideră prețurile mici, probabil, nu știu. Din păcate, unor oameni care... au posibilitatea de muncă. Li s-a asigurat acel ajutor social. Și îl consumă stând la poartă, bea o bere și așa mai departe. Oamenii, e adevărat că dezamăgirile lor și situațiile actuale i-au dus în situația asta. Dar dacă se găsesc niște pârghii în care să acționeze și să cheme în comunitatea respectivă oamenii, s-ar schimba lucrurile în bine, pentru că România este cea mai bogată țară din lume. Are ape, are terenuri fertile, are munți, câmpii, are de toate. Și iată cum trăim noi. Am mai spus-o și o repet, da? În 73 Nixon l-a chemat pe Ceaușescu și pe un ecran în timp real și-a văzut părinții, s-a speriat. De ce nu te speria, Nicule? Vreau să spun doar că sub casa ta și toată zona
de unde sunt părinții tăi, e cea mai mare cantitate de cărbune. Pe urmă i-a arătat filoanele de aur din munți și zice, bă, nu mai vorbiți, voi aveți aur că pentru toată lumea. Și după aceea i-a arătat pungile petroliere pe care se pare că ne le vor lua băieții deștepți. Au luat 20% au fost date. România este într-un moment acum în care nu se poate printr-un proces cu Ucraina au fost luate. Dar eu vreau să spun așa, că atunci s-a făcut oleaductul, pentru că așa, sau Casa Poporului, care era de fapt Casa Petrodolarilor. Și uite că au fost vremuri în care se putea face orice. Și, deci, în România se poate, dar trebuie să fie acela angrenaj acei oameni care doresc ca România să prospere. Nu acei oameni care au învățat doar un singur lucru. Regula adunării. Domnule, vine un investitor. Bun. Păi stai așa, că dacă nu dă parandărătul, nu-l iau. Din păcate, astea sunt adevăruri care se știu și care dor. Da? Am distrus tot. Da? Eu vreau să vă spun așa și vă mărturisesc cu mâna pe inimă, că nu mint. Am reușit în perioada 90 până în 96 să țin sub obroc, cât am fost secretarul Comisiei Economice pe județ, acele CAP-uri. Ce-a mai rămas din ele? Ce rămăsese din ele? Construcții, tractoare, așa. E, în speranța că vom reuși să le dăm și să se facă câte pentru că în marea majoritate a comunelor exista acele secții de tractoare și astea. IAS-uri, sau cum se numă? CAP și IAS. CAP și IAS. CAP-urile avea tractoarele, combinele și astea ale lor și nici construcțiile alea le-au dărmat, le-au dat la unii și la alții pe jocuri de interese și terenurile oamenilor n-au mai ajuns la adevărații proprietari. Să știți că sunt foarte mulți care au păduri și nu le au decât pe hârtie, au terenuri și nu le au decât pe hârtie. Au ajuns oriunde, în altă parte și nu la proprietarul de drept. Este foarte dureros. Eu, de ani de zile, mă lupt pe pământul meu. Este adevărat, este rușinos. Pentru că eu m-am uitat în obrajii colegilor mei mai mici de la primărie și am zis, hai mă... Dar ei m-au tot driblat. Eu n-am vrut să le fac rău, dar m-au tot driblat până când zic, opa, stai așa, că trebuie să... Eu plec mâine, poi mâine, din zona asta, mă duc undeva sus sau jos în iad. Ei, toți ne ducem așa, dar într-o zi. Nu voi lăsa copiii mei, pentru că părintele meu a fost omorât pentru o cauză dreaptă, ca terenurile mele să le dețină altcineva. Da, este greu să înstrăină și dacă ar fi să nu ai bani, să vinzi casa părintească, să dai terenul, eu vreau să le spun tuturor oamenilor necăjiți. Sunt așa de mulți. Oamenii trebuie să înțeleagă, aș vinde pământul, aș vinde casa părintească, este drama care îi va urmări de dincolo de moarte. Pentru că cei care le-au făcut au plătit mult tribut. Multe lacrimi, multă sudoare, multă muncă ca să creeze. Și atunci nu trebuie să le dai. Trebuie să încerci să faci să ieși la suprafață. Nu e mare lucru. La țară poți trăi dacă ești cât de cât gospodar. N-ai nevoie de pensiile astora. Dar să spui porumbul tău, să spui, domnule, o grădinuță cât de mică îți poate care aduce... Care să trăiești, da, să umpli beciu, nu? Îți poate aduce, ai vinul tău, țuica ta... Murătura ta, da. Porcul tău, găina ta, curcanul tău și așa mai departe. Uite așa, deci, ne mutăm toți la țară în curând, că așa, e cel mai Eu vreau indicat. Să vă spun că e dureros, am văzut enorm de multe emisiuni în care
mai sunt câte un locuitor, doi, și aia, săraci, au câte 80-90 de ani. Asta e realitatea. Încheiem aici. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, de cei care ne-au urmărit plăcere în această seară, și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Vă dorim multă sănătate și toate cele bune și numai bine. Numai bine vă spun și dumneavoastră, și o seară excelentă. La revedere!